Decembrie, orele 12, Unirea Principatelor Române, Unirea României Mari și numai așa putem să spunem că suntem o țară mare, frumoasă și unită. Dacă studiem în istorie, în anul 1918, 1228 de delegați din întreaga țară, peste 100.000 de cetățeni din întreaga țară s-au deplasat la Alba Iulia cu căruța, calare pe cai, cu trenul, pe jos, pentru a făuri și a implementa unirea României Mari. Noi astăzi suntem un popor aproximativ de 22.000 de locuitori și dacă cu toți ne uităm bine și suntem atenți, înaintașii noștri au spus un singur lucru. Noi am dobândit țara, voi aveți obligația să o apărați neștirbită. Scrie pe monumentul eroilor care a fost inaugurat în anul 1930, la data de 29 mai, în curtea primăriei Unității Administrativ-Teritoriale Dofteana. N-aș lungi prea mult, i-aș da cuvântul doamnei deputat Teodora Șotcan, reprezentanta Guvernului României. Dumnea ei o știți destul de bine, este persoana alesă, este persoana care de fiecare dată primul telefon când vreau să-l dau la Parlament să mă ajute, să implementeze, să depună pe masa Guvernului un proiect, este prima doamnă care mă sprijină, mă ajută, pentru că atât eu cât și dumneavoastră, cei prezenți și locuitorii Comunei Dofteana, marea majoritate a votat-o pe doamna Teodora Șotcan. Dar aș vrea să-i dau cuvântul dumneavoastră să vă spună și dumneavoastră câteva cuvinte. Bună ziua! Mulțumesc, domnule primar, pentru cuvintele frumoase. Nu știu cum să stau, pentru că unul din motivele principale pentru care eu particip la astfel de evenimente este întâlnirea cu voi copii, de care mie mi este foarte, foarte dor. Este o zi specială și mulțumesc domnului primar pentru invitație. Este o zi de mare sărbătoare creștină, ziua înălțării Domnului, și prin tradiție este ziua în care noi îi omagiem pe eroi neamului. Tot ceea ce noi suntem astăzi, și lucrul ăsta vi-l spun vouă în special, dragi copii, suntem datorită celor de dinaintea noastră, care în momentele de răscruce ale acestei țări au ales să-și părăsească casele, să-și părăsească copiii, locurile dragi și să nu precete niciun moment în a face sacrificiul suprem pentru a salva marile valori românești. Dacă astăzi avem țara pe care o avem, dacă astăzi avem tradițiile pe care le avem, istoria, identitatea noastră românească, le datorăm lor. Dumnezeu să-i odihnească și nouă tuturora să ne dea înțelepciunea de a ne dovedi în fiecare zi a vieții noastre demn de sacrificiul lor. Hristos s-a înălțat! Da, mulțumim pentru cuvintele adresate de către doamna deputat Teodora Șotcan. Am vrea să fim cât se poate de scurți, datorită faptului că doamna Teodora Șotcan se deplasează la un alt eveniment, tot din zona noastră, la Târgouna, din câte cunosc. Vom depune coroanele de flori, pentru că nu sunt puține la număr, văd că din ce în ce mai mult sunt societăți comerciale, agenți economici, care în fiecare an ne-au însoțit și anul acesta au venit și mai mulți. Le depunem în intonarea imnului eroilor, iar acolo la monument, după prezentarea onorului, se va intona imnul de stat. Îi rog pe cei care sunt la audiție să fie cât se poate de atenți, dar aș da citire celor care vor depune coroane de flori să meargă în partea din față, mai întâi cu steagul, doamna Camara, vă rog, mai întâi cu steagul eroilor și din partea Asociației Veteranilor de Război, coroana, doamna viceprimar, cu doi copii și coroana. Da, vă rog să mergeți mai în față, copiii cu steagul mai în față, iar după dumnealor, în felul cum vă voi eu cita. Va depune coroana de flori reprezentanții Unității Administrativ-Teritoriale Dofteana, apoi doamna Teodora Șotcan din partea Camerei Deputaților, doamna Camară, cineva să... Da? Formațiunea politică PSD Dofteana, formațiunea politică PNL Dofteana, Asociația Veteranilor de Război, am spus, da? Serviciul de Poliție Locală Dofteana, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Dofteana, Școala Gimnazială Scarlat Login Dofteana, Școala Gimnazială Hăgiach și Ștefan Vodă, Școala Gimnazială Cucuieți și Larga, Grădinița cu program prelungit Prichindelul Dofteana, Cabinet Medical Individual de Familie Bucur Mihaela, doamna doctor Porumbim Valeria, Societatea Comercială Pricop Farm SRL, SC Rofarma SRL, SC BBN Promobila SRL, SC Prodicomir SRL, SC Dasma SRL, SC Ediflor Intex SRL, SC Fizu Intex SRL, SC Enix Com SRL, SC Zap Tur SRL, SC Aim Roata Dofteana, SC Transilvania Broker Dofteana, SC Coop Consum Dofteana, SC Profi SRL Dofteana, SC Distribuție Vaisan SRL, SC Avantgarde SRL, IFE Iorga Alina. La număr sunt 30. Dacă o fi rămas cineva care nu i-a strigat, s-a oprit ulterior, îi rugăm să ia loc în coloană. Eu voi merge cu reprezentanții Asociației Eroilor, împreună cu Unitatea Administrativ-Teritorială Dofteana, dar vreau să vă informez că la orele 12 se vor prezenta fețele bisericești, unde vor elogia un frumos ritual bisericesc și pomenirea eroilor căzuți în cele 3 războaie, 1916-1944, războiul de independență 1877 și, de ce nu, eroii decedați de la Revoluția din 1989. Imnul, vă rog. Mulțumesc frumos tuturor societăților comerciale, instituțiilor publice, partidelor politice, care au dorit și au depus coroane de flori astăzi la Monumentul Eroilor din Dofteana. Urmează programul artistic sau continuarea programului artistic, mai bine zis, până la orele 12, moment în care se vor prezenta fețele bisericești pentru ritualul bisericesc și vor pomeni eroii din localitatea noastră și nu numai. Cine este pregătit dintre școli, vă rugăm și vă predăm microfonul. Vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră tuturor, atât copiilor, cât și celorlalte persoane prezente astăzi. Mulțumesc public doamnei Teodora Șotcan, care astăzi a plecat de la Camera Deputaților, în mod special să ajungă aici la noi. Mulțumesc jandarmeriei care ne-a fost alături de fiecare dată pentru prezentarea onorului. Deci continuați cu programul artistic. Cotrule, cotrule drag, o Cu ele uite așa. După copză și vioară, tra-la-la și iar așa, să jucăm până din seară, uite, uite așa. Câte unu, câte doi, tra-la-la și iar așa, trei bătute mai flăcăi, uite, uite așa. La comandă mai flăcăi și strigați cu toți, hei, 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 hei! Așa-mi place mai flăcăi! După copză și vioară, tra-la-la și iar așa, să jucăm până din seară, uite, uite așa, hei! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Aleluia, 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 aleluia. Cela ce prin adânculețele cele, cu iubirea de oameni toate le chivernisești, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unulea ziditorule, fă-o tine, Doamne, și sufletelor adormiților robilor tăi, că spre tine nădejdea și-a pus, pe păcătorul și ziditorul, și Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zi și limate avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le l-ai răscunăscătoare de Dumnezeu nenunțită, a credincioșilor mântuire. Ne ești cuvântat, Doamne, în față-ne pe noi îndreptările tale. Ceata sfinților au aflat izvorul vieții și ușa raiului, să află și eu calea prin pocăință. Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cite pe mirul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați mărtuiat ca niște miei. Cea nebătrânitoare și pururea veșnică Sfinților, aceluia cu de adisul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască noi de care datoriilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi dreptările tale, chipul măririi tale cele negăite sunt, măcar și poranele păcatelor, miluiește zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mă pe mine cetățeana Raiului. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi dreptările. Cela ce cu mâna dintr-o neființă mai zidit și cu chipul tău cel dumnezeu mai cinstit, iar pentru călcarea păruncii iarăși mai întors în pământ din care am fost luat. La cel după asemănare mă ridică cu frumusețea cea dintâi, iarăși împodobindu-mă. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi în dreptările tale. Odinește, Doamne, Dumnezeule, pe robii tăi și așează în rai, unde cetele sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormiții robii tăi odinește, trecându-le lor toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o dumnezeire întrește lucind, cu dreapta credință să o lăudăm strigând. Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi care cu credință slujim ție și ne scoatem din focul cel veșnic. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor, căci neamul omenesc afla mântuirea prin tine. Și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Ești-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, Sfetelor fericiților într-o adormire, eroi, ostași, luptători români, din toate timpurile, din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului românesc, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul, care călcat moartea și pe diavolul l-ai surpat și ai dăruit viața lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor tăi, eroi, ostași, luptători ai neamului nostru românesc, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori și în deportări, pentru apărarea țării noastre și întregirea neamului nostru românesc. Odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și de oameni iubitor, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om să viețuiască, să nu greșească. Numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta e dreptate în veac și cuvântul tău, adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că tu ești învierea și viața și odihna fericiți-o într-o adormire eroi, Hai din neamului strămoșesc, românesc, Hristanțeon, ostiesc, slav, înălțăm împreună și Părintele ce-a făcebut și prea sătul și bun de viață, Pătăl tău duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odihnește Mântuitorul nostru cu dreptii pe robii tăi și să răguiește pe dânsii în curțile tale pe cum este scris, de când ca un bun greșalele lor cele de voie și cele fără de voie și toate cele cu știința și cu neștiința, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Cel ce a răsărit lumii din Fecioară, Hristoase Dumnezeule, și prin târza Fiii Luminii ne-ai arătat, miluiește-ne prin noi. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții, este Dumnezeul lui Israel. Doamne, odihnești cu deștea dormiților. Nu ești sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, care ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi, bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. Sfinții, odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere nici tristare, nici suspin, din viața fără de sfârșit. Tu singur ești fără de moarte, Cel ce ai făcut și ai zidit cu mâna pe om, iar noi, pământenii din pământ, suntem zidiți și în același pământ vom merge precum ne-ai zis. Pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergeți, făcând tânguiere de îngropare, cu cântarea Aliluia, Aliluia, Aliluia. Sfântii odihnește! Am împărțit rugăciunea asta cu părinții. Doare de Dumnezeu și Maica Luminii, pentru cântări cinstindu-om, să o mărim. Pe Dumnezeu vedea noi de cuvădință oamenilor, de care nu goteața căuta oștele îngerești, iar prin tine prea curată s-a arătat oamenilor cuvântul întropat, pe care le slăvindu-l cu oștele îngerești, pe tine te fericim. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâm războaiele cu braț înalt, Cel ce prin negrăită întrupare, pătrimirea de bunăvoie a unei a născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubirii tale de oameni, pentru ca prin puterea ta să păzești neamul nostru, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor tăi, sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic pe câmpurile de luptă. Sufletele acestora ca un nor de martori ne stau înainte, și locurile unde odihnesc osemintele lor, păzesc hotarele pământului patriei noastre, iar cinstitul lor sânge adapă vlăstalul libertății noastre. Pentru aceasta dezleagă și iartă-le lor orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer se numere noastre a Sfinților Mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea ta, Dumnezeule, să fie așezați cu Sfinții ca acești viteji ostași, purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bune au săvârșit-o. Pentru aceasta, drepturile judecători dăruiește-le în schimb cununa dreptății, iar nouă celor ce, datorită lor, trăim acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare, și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei împărăției tale și pentru jertfa înaintașilor noștri, binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, conducătorii săi și armata țării, dărindu-ne biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Preacucernice Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei și pururea Fecioarei Magii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor de Dumnezeu, purtători părinții noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel a patra zi înviat din morți, și ale tuturor Sfinților Săi, sufletele adormiților robilor Tăi, eroiostași luptători ai neamului nostru românesc, în corturile drepților să se așeze, în sânurile lui Avram să se odihnească, cu drepții să se numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitori. Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletele tuturor eroilor răposați, cunoscuți sau necunoscuți, în special pentru eroii acestei comune, pentru că răscumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcați cu Tatăl și purtați pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea Sfinților în Împărăția Regelui Veșnic. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul, și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu Mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei! Hristoase, îndură-te de ei! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Să ne rugăm, Doamne Dumnezeule, Tu ești lumina credincioșilor și viața Sfinților. Tu ne-ai mântuit prin moartea, învierea și înălțarea Fiului Tău la ceruri. Te rugăm, fii milostiv cu toți eroii răposați și învenicește să te vadă în strălucirea veșnică, pentru că au crezut în misterul răscumpărării. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dă-o lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească lor, să se odihnească în pace. Amin. Într-o fericită adormire veșnică odihnă, Doamne, tuturor robilor Tăi, eroi ostași luptători ai neamului nostru românesc, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori și în deportări pentru apărarea țării noastre și a întregii neamului nostru românesc și le lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică. domnire, velnica pomenire, velnica pomenire, velnica la pomenire. Pomenirea lor din neam în neam, din veac în veac, de fă, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să ierte cu drept să-i odihnească, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Hristos s-a înălțat, Hristos s-a înălțat, Hristos s-a înălțat și ne-a dăruit nouă viață veșnică. Închinăm-ne înălțării Lui, celei de a 40-a zi. Înălțatul de-a într-o slavă, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înălțat. Dragi autorități, preacucernici părinți, dreptmăritori creștini, dragi copii, ne-am adunat astăzi în curtea frumoasă a primăriei, nu la voia întâmplării. Nu ne-am adunat să facem discuții unii cu alții, pentru că ziua de astăzi este foarte importantă și specială. Și ca să fie specială, noi o facem specială și o facem ca să nu semene cu ziua care a trecut. Poate n-a fost specială. Haideți să o trăim așa cum trebuie, pentru că este înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer și odată cu înălțarea îi sărbătorim pe eroii ostașii luptătorii neamului nostru românesc. Dar mai trebuie știut cum că noi dăm culoare zilei acesteia. Și dacă dăm culoare zilei acesteia, ajungem să nu mai trăim în monotonie, ajungem să fim speciali, pentru că zilele pe care le trăim sunt speciale. Concluzionăm că nu sunt ultimele zile pe care le trăim, dar sunt unice, pentru că fiecare zi este specială. De aceea să avem grijă cum trăim ziua de astăzi, să avem grijă să o facem specială, să o trăim în culori, pentru că Bunul Dumnezeu ne-a zis nouă că trebuie să ne bucurăm și să ne veselim. Trebuie să ne bucurăm de tot ceea ce ne-a lăsat El nouă și să fim speciali. Suntem copiii lui Dumnezeu și lucrul acesta nu trebuie să-l uităm niciodată. Și bineînțeles, am zis eu în mai multe rânduri, degeaba viața noastră este plină de culori dacă nu avem lumină. Lumina este Hristos. Lumina lui Hristos luminează lumea. Sărbătoarea mare pe care am trăit-o, și anume învierea Domnului nostru Iisus Hristos, ne-a dus până astăzi, până la înălțarea Sa. Și de atunci noi ne însemnăm cu semnul crucii și ne binecuvântăm unii pe alții, pentru că Domnul și-a luat ucenicii, i-a dus pe munte, până în Betania. Și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Iar toți oamenii au învățat să se binecuvinteze unii pe alții de la Hristos. De aceea, noi astăzi facem pomenirea eroilor, ostașilor, luptătorilor neamului nostru românesc, că datorită lor, noi astăzi suntem ceea ce suntem, trăim ceea ce trăim și ne bucurăm de ceea ce avem. Să ne întărească Bunul Dumnezeu cu harul Său. Să facem sărbători și să trăim sărbători așa cum se cuvine. Să ne învățăm să trăim special. Pentru că suntem copiii lui Dumnezeu și dacă suntem copiii lui Dumnezeu, suntem speciali. Hristos s-a înălțat. Binecuvântat este Dumnezeul nostru întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înălțatul de-a într-o slavă Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor cu făcăduința Sfântului Duh, încredințându-se prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru mila viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, Ioan și Victoria, Dana, Mariana, Toma, Mihaela, Elena, Luminița, Maria, Cristina, Mihaela, Georgiana, Maria, Luminița, Leluța, Carmen, Oana, Urica, Maria, Nicoleta, Anișoara, Dana, Elena, Diana, Alina, Marinela, Ionela, Luminița, Iulia, Ionela, Cezar, Gabriel, Silvia, Daniela, Ștefania, Nicolae, Constantin, Mihai, Mihai, Ioan, Leana, Constantin, Gerasim, Florin, Mieiță, Dorelion, Valerian, Florinel, Gabi, Claudiu, Gheorghiță, Gheorghiță, Vica, Marcu, Marius, Ionuț, Viorica, Claudia, Ionuț, Gabriel, Sorin, Vasile, Ionuț, Luminița, Georgiana, Nicolea, Laura, Lenuța și Lenuța, și pentru casele se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor, să zicem. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Robilor Tăi ce s-au pomenit și tuturor acelora ce au luat parte la această sfântă pomenire, preacucernicilor părinți, cu familiile lor, cu parohiile lor, cu credincioșii lor, cu fiilor duhovnicești, dă-le, Doamne, credință, nădejde, blândețe și dragoste și păzește în drumul Ți-am. Multă trăiască, multă trăiască, multă trăiască. Ți păzește pe Doamne, într-un mulți ani trăiască. Multă trăiască, multă trăiască, multă trăiască. Ți păzește pe Doamne, într-un mulți ani, fericiți și binecuvântați ani, mulți ani trăiască. Multă trăiască. Multă trăiască, multă trăiască. Pentru rugăciunile tuturor Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Da. Mulțumim fețelor bisericești care au avut onoarea să răspundă la invitația noastră de astăzi, așa cum a răspuns în fiecare an. Lipsește dintre noi Părintele Catolic de Peseaca, dar asta nu înseamnă că dumnealui nu a fost invitat, este prins în alte activități și cu scuzele de rigoare dumnealui nu a putut să participe. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că astăzi ați fost prezenți în număr atât de mare. Vreau să mulțumesc directorilor de școli, directorilor ajuns care s-au prezentat cu acest program artistic atât de frumos. Vreau să mulțumesc văduvilor și veteranilor de război. Vreau să le spun, Dumnezeu să-i ierte pe acei care au luptat pentru ca noi astăzi să fim liberi. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care în urmă cu 100 de ani au participat la Marea Unire la Alba Iulia și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc acestor copii, dragalași frumoși, care au stat aici grație și mulțumim lui Dumnezeu pentru vremea prielnică care ne-a dăruit-o ca noi astăzi să ne desfășurăm activitatea în bune condiții. Aș vrea cei care sunt angajații instituției noastre, din bunurile pe care le avem aici pe mese, în mod civilizat, să serviți pe fiecare cu câte o plăcintuță și ceea ce avem noi, câte un ou roșu, câte un păhărel cu vin. Și încă o dată vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate, capacitate și putere de muncă și de ce nu vă aștept și în anii următori. Vă mulțumesc și Hristos s-a înălțat!